Salutare oameni buni! Astăzi o să vedem cum putem să achiziționăm titlul de stat Fidelis prin platforma celor de la Tradeville. Disclaimer! Acesta nu reprezintă un sfat de investiții, iar videoclipul nu prezintă poziția companiei și nici nu este asociată în vreun fel cu autorul. În primă fază, mergem pe Google și căutăm prospectul pentru titlul Fidelis din perioada dorită, folosind cuvintele cheie, titlul de stat Fidelis. Accesăm pagina Ministerului de Finanțe, verificăm titlul ordinului să indice corect titlurile pe care le căutăm, în cazul meu, Fidelis, perioada 5-19 decembrie 2022. Accesăm acest ordin, iar aici o să regăsim toate informațiile necesare, precum perioada pentru care sunt emise, Dobânda, moneda, data de plată a dobânzii, valoarea nominală a unui titlu, simbolul, dar și alte detalii bine de știut. După ce am analizat toate variantele și ne-am decis în care emisiune ne dorim să investim, căutăm simbolul acesteia și o copiem. Apoi, mergem în contul nostru de Tradeville și l alimentăm cu suma dorită pentru a putea achiziționa titlurile. Dacă nu știți cum să vă alimentați contul, vă recomand să consultați acest videoclip în care explic în mai puțin de 60 de secunde cum să faceți acest lucru pe care îl regăsiți jos în descriere. După ce am alimentat contul, suntem pregătiți să facem cumpărăturile. Folosim bara de căutare din interiorul contului, unde inserăm simbolul copiat anterior. Apoi mergem pe butonul de cumpărăm, iar la Tip Ordin păstrăm Limită, la câmpul cantitate punem cantitatea dorită. Atenție, suma minimă de subscriere la titlurile de stat Fidelis este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro. Deci, în cazul lei, completăm cu minim 50 de bucăți. În câmpul preț, trecem valoarea de 100, căci aceasta este valoarea nominală, fie că sunt lei sau euro. Aceste detalii le regăsești tot în ordinul emis de Ministerul Finanțelor. La câmpul Valabilitate selectăm opțiunea Open, iar la Observații trecem Ofertă. Iar înainte să apăsăm butonul Lansare ordin, trebuie să știți că acțiunea este irevocabilă. Și așa se subscrie în cadrul emisiunii de titlu de stat Fidelis prin brokerul Tradeville. Sper că acest videoclip v-a fost de folos. Nu uitați să vă abonați și să-l dați mai departe. V-am lăsat ca întotdeauna mai multe materiale în descriere pentru a vă putea documenta mai mult. Eu am fost Bogdan și ne vedem data viitoare!